au trecut 23 de ani de la ziua care a schimbat lumea, tragedia de la World Trade Center. Teatrul Clasic Ioan Slavici își redeschide porțile pentru o nouă stagiune. În luna septembrie se vor juca 7 spectacole. Joi pe 12 septembrie, de la ora 19 în Sala Mare, este programat spectacolul Sclavi. În comuna Vladimirescu a fost înființată o fermă de măgărițe crescute natural. Laptele de măgăriță este cel mai apropiat de cel matern. Au trecut 23 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001, când teroriștii Al-Qaeda atacau Statele Unite ale Americii. Avioane de linie cu sute de civili la bord au devenit arme în mâinile teroriștilor islamici. Aproape 3.000 de oameni au murit în turnurile gemene World Trade Center din New York. În dimineața zilei de 11 septembrie 2001, singurii care știau că va avea loc o tragedie erau oamenii din avioane și armata, care tocmai ridica în aer aparate de luptă după o primă alertă. Era ora 8:46. În Manhattan, un grup de pompieri se afla aproape de World Trade Center la o intervenție de rutină, când primul avion a intrat în turnul nordic. La ora 9:03, întreaga omenire a privit în transmisiune directă cum al doilea avion lovea turnul sudic. Președintele George W. Bush se afla la mii de kilometri depărtare, la o întâlnire cu elevii din Florida. Imaginea consilierului care i-a șoptit că la New York a avut loc un accident cumplit la doar 4 minute de la primul impact și fața împietrită a președintelui rămân în istorie. La ora 9:59 se prăbușea turnul sudic în doar 10 secunde. Ora locală 10:28. Turnul nordic al World Trade Center, primul lovit, s-a prăbușit și el. Șeful casei de pensii a anunțat că toți seniorii își vor primi pensiile majorate pe carduri pe 11-12 septembrie. Declarația acestuia este menită să-i liniștească pe pensionarii care au trecut dificil de recalculare. Daniel Baciu a susținut că după noua lege a pensiilor, peste 80% dintre seniori se bucură de creșteri semnificative. Unii dintre ei vor beneficia chiar și de venituri de două ori mai mari ca înainte. De aproape două săptămâni, poștașii fac curse la foc continuu pentru ca vârstnicii să poată primi banii pe care îi așteaptă în timp util. Arădenii sunt invitați la festivitățile organizate cu ocazia Zilei Pompierilor din România. Sărbătorită în fiecare an pe 13 septembrie, ziua este un moment de omagiu adus curajului și sacrificiului pompierilor români, marcând bătălia din dealul Spirii din 1848. În acest an, festivitățile din Arad vor include un ceremonial militar care va avea loc în piața Vramian, începând cu ora 9. Ulterior, între orele 10 și 13, vor avea loc activități pentru toate vârstele, expoziții de tehnică de intervenție, ateliere pentru copii și lecții de prim ajutor. În județul Arad se vor desfășura și evenimente de tipul Ziua Porților Deschise, între orele 10 și 15, oferind ocazia celor interesați să viziteze subunitățile de intervenție. Inspectorii de prevenire vor distribui materiale informative despre prevenirea incendiilor și alte campanii de siguranță. Pentru sesiunea de toamnă de luni 2 septembrie s-a redeschis platforma de înscrieri la Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad. De asemenea, este deschis și centrul de înscrieri situat în sediul rectoratului pe Bulevardul Revoluției, numerele 94-96, de luni până vineri între orele 8-17 și sâmbăta între orele 8-14. Cei care au ratat prima rundă de înscrieri mai au șansa de a aplica în a doua sesiune pentru un program de studiu în cadrul Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad în intervalul 2-20 septembrie pentru programele ce impun un examen de admitere, respectiv 2-23 septembrie pentru programele pentru care admiterea se face pe bază de dosar. Examenele pentru programele din domeniul medical ce impun testare vor fi susținute pe 23 septembrie. Pentru a doua sesiune de admitere în anul universitar 2024-2025, UVVG oferă medicină în limba franceză și engleză, biologie, asistență medicală generală, balneofiziochinetoterapie, analize de laborator, medicină dentară, tehnică dentară, farmacie, nutriție și dietetică, precum și programele Facultății de Științe Socio-Umane, Educație Fizică și Sport și ale Facultății de Științe Economice, Informatică și Inginerie. Facultatea de Științe Juridice mai are locuri disponibile doar la programul Poliție Locală. În cadrul primei sesiuni de admitere din luna iulie a fost o concurență acerbă pentru programele de drept la Arad și Baia Mare, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar la Arad, programul de masterat în Psihologie Clinică și Psihoterapie, respectiv modulele de pregătire 1 și 2 din cadrul Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic. Un interes deosebit a fost exprimat și pentru medicină, asistență medicală generală și medicină
medicină dentară. De asemenea, psihologia a rămas și în acest an un domeniu cu un nivel ridicat de adresabilitate din partea viitorilor studenți. Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad are extensii în Baia Mare, Satu Mare, Marghita, Zalău și Sebiș, oferind astfel acces viitorilor studenți din întreaga parte de vest a țării și nu numai, la programele universitare acreditate. Înscrierile pot fi înregistrate direct pe platforma UVVG, înscriere online, admitere 2024, pe uvvg.ro. Pentru informații suplimentare, puteți suna la numărul de telefon 0748 988 884 sau trimite un e-mail la adresa admitere@uvvg.ro. Specializarea în studii de securitate este disponibilă în oferta educațională a Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad pentru anul universitar 2024-2025. Înscrierile la acest program se pot face pe platforma online de admitere a universității, înscriere online admitere 2024 pe uvvg.ro până la 23 septembrie. Programul de studiu în domeniul securității este una dintre cele mai noi specializări oferite de Universitatea Arădiană. Deși nouă, aceasta se bucură de un succes deosebit în contextul posibilităților de angajare absolvenților de la posturi în structurile de ordine și siguranță publică în Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, structuri de inteligență, administrație publică locală sau centrală, companii private, organizații ce au ca obiect de activitate și protecția datelor cu caracter personal și lista poate continua cu multe alte exemple. Persoanele interesate de domeniul securității, de modul în care funcționează lucrurile în sistem, vor reuși să înțeleagă și mai ales vor deveni profesioniști în a gestiona și rezolva situații speciale pe linie informatică, cibernetică și nu numai. În anii de studiu, studenții înscriși la acest program de studiu au parte de o echipă de cadre universitare profesioniste, ca teoreticieni și practicieni în domeniul securității. Sesiunea de înscrieri în acest program se încheie în data de 23 septembrie anul curent la ora 17. Aplicațiile se înregistrează online pe înscriere online admitere 2024 pe uvvg.ro sau prin centrul de înscrieri deschis la sediul rectoratului UVVG pe Bulevardul Revoluției numerele 94-96 de luni până vineri între orele 8-17 și sâmbătă între orele 8-14. Universitatea Aurel Vlaicu din Arad oferă absolvenților programelor de studiu de licență care doresc să-și continue formarea 250 de locuri bugetate și peste 1100 de locuri cu taxă la programele de studii masterale ale celor 9 facultăți din cadrul universității. Dosarele se pot depune în perioada 2-12 septembrie la Centrul Unic de Înscriere din Bulevardul Revoluției numărul 72. Pe 13 septembrie candidații vor susține interviu, iar pe 14 septembrie vor fi afișate primele rezultate. Programul de înscrieri este de luni până vineri între orele 9 și 17, iar sâmbătă și duminică între orele 9 și 13. În aceeași perioadă se pot depune dosarele și pentru admiterea la licență pe locurile rămase libere. Înscrierile se pot realiza și online pe platforma dedicată admiterii 2024. Cei care doresc să obțină mai multe informații pot apela numărul de telefon 0745 157 054 de luni și până vineri între orele 9 și 17. Detalii privind programele de studiu, metodologia de admitere, actele necesare pentru înscriere și numărul de locuri la master pentru fiecare program de studiu pot fi consultate pe site-ul admitere.uav.ro la secțiunea Informații admitere. Echitația subliniază legătura profundă și sacră dintre cal și călăreț, o conexiune bazată pe dragoste, încredere și respect reciproc. Îngrijirea calului de la curățare și hrănire până la încălecare și comunicare verbală construiește și întărește această legătură specială, transformând-o într-o adevărată artă a relației dintre om și animal. Este primul cal de concurs al Iuliei. E calul cu care a câștigat Cupa României la probă completă în anul ei de debut. Din păcate, Eric a avut un accident și a orbit integral. A rămas cumva în Herghelia de la Izvin o perioadă, un an de zile, timp în care am încercat să facem orice, să-l aducem acasă pentru Iulia. Am reușit asta după un an de zile și anul ăsta, în ianuarie, Eric a venit aici, alături de noi, ca să-și trăiască restul vieții în liniște. Momentul a fost unul, cred că, de neuitat. Iulia, când l-a văzut că a coborât din remorcă,
A început să plângă, evident, și nu-i venea să creadă, dar cu toate astea ne bucurăm să-l avem alături de noi și sunt sigură că va trăi o viață liniștită, chiar dacă nu vede. Eric este calul meu de acum câteva luni, care l-am primit, surpriză, după ce un an de zile nu mai l-am avut, pentru că a fost orb și cei care l-au avut au zis că nu mai am voie să încale, că e prea periculos. Și a fost primul meu cal cu care am câștigat primul meu concurs. Văd că te-ai emoționat un pic. Cât de mult înseamnă pentru tine legătura asta cu caii, cu animalele pe care, cu care lucrezi în fiecare zi? Foarte mult. Îi ziceam și la mama, într-o perioadă, că eu nu mă văd făcând altceva, chiar deloc. Se vede, mi se pare că se vede la tine, că pe tine, dincolo de antrenamentele propriu-zise și așa, tu chiar trăiești pentru, da, pentru legătura asta. Mm-hmm. Chiar da. După cum vedeți, legătura dintre un om și animalul lui nu este doar o idee pentru o carte bună sau un scenariu de film, ci chiar realitatea. Lângă Arad a fost înființată în comuna Vladimirescu o fermă de măgărițe crescute natural. Ferma deservește orașul și împrejurimile cu lapte crud 100% natural. Laptele este recomandat mai ales copiilor care au intoleranță la lactoză, astm, tuse, răceli, imunitate slăbită sau afecțiuni pulmonare. Laptele de măgăriță este cel mai apropiat de laptele matern, făcându-l perfect pentru cei mici. Laptele este bogat în vitaminele A, D, calciu și fosfor, scăzând colesterolul și trigliceridele la pacienți cardiaci. Laptele conține imunoglobulină, care acționează ca un anticorp și îmbunătățește sistemul imunitar. Laptele de măgăriță este bogat în omega 3 și 6 pentru o inimă sănătoasă, pentru creier și pentru vindecarea țesuturilor intestinale. Laptele conține potasiu și fosfor, ceea ce îl face perfect pentru reglarea tensiunii arteriale. De asemenea, ajută la distrugerea bacteriilor dăunătoare din intestin și previne infecțiile intestinale. Laptele de măgăriță este natural hipoalergenic, are gust bun și, foarte important, nu are miros. Consumul zilnic a acestui lapte ajută la fortifierea mușchilor și reduce durerile corporale. Laptele de măgăriță exfoliază ușor pielea, lăsând-o hidratată și mai fermă. Dacă beți lapte de măgăriță în mod regulat, puteți reduce sindromul premenstrual. Mai mult, acesta este util pentru fertilitate eficientă. Ferma aduce laptele crud proaspăt la domiciliu în municipiul Arad și localitățile învecinate. Opere celebre la Palatul Cultural pe 13 septembrie de la ora 19 va avea loc o gală de operă de excepție sub bagheta dirijorului Mihnea Ignat. Evenimentul promite o seară plină de magie muzicală cu lucrări celebre din repertoriul de operă semnate de mari compozitori precum Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi, Charles Gounod, Giacomo Puccini și Pietro Mascagni. Soliștii serii, soprana Diana Tsugui, tenorul Remus Alăzăroaie și baritonul Sandor Bala vor interpreta arii și coruri de mare valoare artistică, acompaniați fiind de orchestra simfonică și corul academic, pregătit de dirijorul Robert Daniel Rădoiaș. Printre operele de referință se numără fragmente de lucrări precum Nabucco, Trubadurul, Aida și Bal Mascat de Verdi, dar și momente dramatice din operele Manon Lescaut, Boema și Tosca de Puccini. Biletele pot fi cumpărate online pe bilete.ro și la caseria Palatului Cultural. Pictorul arădean Ioan Gale a sărbătorit 40 de ani de activitate artistică printr-o expoziție personală, cea de-a 10-a, și lansarea unui catalog cu 77 dintre cele mai reprezentative lucrări ale sale. După aproape 40 de ani am reușit și eu să-mi adun vreo 77 de lucrări într-un catalog și în această seară se va lansa catalogul, care se numește Fragmente, iar expoziția de față e o conjunctură fericită, că de-a lungul celor 40 de ani mi-am păstrat câte una, două lucrări din proiectele care le-am pus pe simeză. Fiecare artist are o pictură preferată, la fel și Ioan Galea, care ne-a prezentat piesa de rezistență a expoziției. Este o lucrare la care am lucrat
foarte mult, ca să spun așa, cred că lucrarea care mi-a luat cel mai mult timp. Zic, jumătate de an, sau poate și peste jumătate de an am mai tras câte o tușă. Ce vreau eu să spun cu sinceritate și onestitate că în pictură lucrările nu se nasc direct în fața șevaletului. Adică trebuie să viețuiești în cotidian, să vezi, să te plimbi printre forme, printre culori și evident în mentalul tău se naște. Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, Ioan Gale a avut prima expoziție de grup în anul 1992, iar prima personală în urmă cu 40 de ani. Când ați avut prima expoziție și unde? Prima expoziție am avut-o la Oradea, 1979, nu mai am nicio lucrare. Era fiind student pe vremea aia la Casa Studenților și tot printr-o, de data asta, fericită întâmplare, nici din ultimile două expoziții nu mai am nicio lucrare, deci nu regăsiți aici, pentru că ultimele două expoziții au fost în București, la Galeria Galateca, și cele două proiecte, Lumina din Atelier, respectiv Fake News, am vândut toate lucrările, deci fragmente din cele ultimele două proiecte nu se mai regăsesc. Dacă ar fi să faceți un bilanț, câte expoziții ați avut de-a lungul acestor 40 de ani? Expoziții colective foarte multe. Cred că ele sunt cuprinse în catalog, dar personale am avut vreo, nu știu, 8-10 expoziții personale. Criticii de artă spun că Ioan Galea este un maestru al misterului, înzestrat cu forță de expresie, iar tușa precisă și pata de culoare se îngemânează inedit în lucrările sale cu elemente suprarealiste. Care a fost cea mai prolifică perioadă a dumneavoastră? Nu știu, cred că în tinerețe. Eu am experimentat mult în tinerețe, tot felul de materiale, tot felul de pânze mi le-am preparat. Euforia din tinerețe cred că nu se compară. Vis-a-vis de număr de lucrări, începând din 2018, atunci a fost ultima expoziție tot aici la Alfa. Așa, în ultimii 6 ani, ca să spun așa, am pictat cel mai mult. Expoziția Fragmente poate fi admirată până pe 14 septembrie la Galeria Alfa. Teatrul Clasic Ioan Slavici își redeschide porțile pentru o nouă stagiune 2024-2025. Va fi un sezon teatral plin de surprize, în care arădenii vor vedea deopotrivă spectacole cunoscute, dar și producții noi. În luna septembrie se vor juca 7 spectacole. Joi pe 12 septembrie de la ora 19 în Sala Mare, Sclavi cu final rescris de Maria Manulescu. Sâmbătă pe 14, tot în Sala Mare, Aniversare de Harold Pinter. Duminică pe 15 septembrie în Sala Studio este programat spectacolul Plapuma, iar joi pe 19 în Sala Mare, Vârful Icebergului de Antonio Tabares. Duminică pe 22 septembrie în Sala Studio se joacă piesa Iubirea la oameni de Dimitri Bogoslavsk. Din nou performance-ul folcloric Plapuma pe 26, iar ultimul spectacol va fi pe 29 septembrie Luntrașul de jazz Buttonworth. Biletele pentru spectacolele jucate pe scenele Teatrului Clasic Ioan Slavici pot fi cumpărate fie de la casieria teatrului, fie online pe eventim.ro. Proiectul Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad Rooftop Theater continuă. Ediția pilot a proiectului propune spectacole în spații neconvenționale și are ca scop apropierea teatrului de spectatori în locuri inedite, inclusiv la locurile de muncă ale acestora. Prima ediție a proiectului este dedicată exclusiv partenerilor care găzduiesc spectacole. Excepția este reprezentația de diseară de la molul de lângă gară, care va fi deschisă și publicului larg. Spectacolul Cerere în căsătorie după Cehov începe la ora 20. Traducerea și adaptarea
scenică sunt semnate de Florin Covalciuc. Pe 21 septembrie, România se alătură din nou mișcării globale Let's Do It World prin organizarea Zilei de Curățenie Națională, un eveniment ajuns la cea de-a 11-a ediție în țara noastră. Sub deviza Let's Do It Romania, mii de voluntari din toate județele vor contribui la reducerea deșeurilor și la promovarea unui mediu curat. 198 de țări din întreaga lume adună împreună peste 19 milioane de voluntari. Înscrierile pentru Ziua de Curățenie Națională se fac pe platforma oficială a evenimentului, iar coordonatorii județeni sunt disponibili pentru a oferi detalii suplimentare. De la lansarea mișcării în anul 2009, peste 2,4 milioane de voluntari s-au implicat în diverse acțiuni de ecologizare în România. Parteneri importanți, precum Ministerul Mediului, Ministerul Educației, Ministerul Apărării Naționale și alți parteneri instituționali, sprijină demersul național. Tenisman a fost desemnat cel mai bun jucător din Serie A în luna august, după evoluții excelente care au atras atenția presei italiene. Cu două goluri decisive împotriva Fiorentinei și a lui AC Milan și o prestație solidă contra lui Napoli, Man a impresionat prin calitățile sale tehnice deosebite. Alături de Valentin Mihăilă, el formează un duo puternic în atacul Parmei, contribuind la jocul spectaculos al echipei. Premiul confirmă ascensiunea lui Tenisman în fotbalul italian și importanța sa pentru echipa din Serie A. Organizatorii Road Drag Racing anunță cu entuziasm că ultima etapă a sezonului va avea loc peste o lună, pe 12-13 octombrie, pe aeroportul internațional din Arad. Aceasta promite să fie cea mai tare etapă de până acum, cu piloți și mașini de top pregătiți să-și depășească limitele și să stabilească noi recorduri. Evenimentul va aduce un spectacol plin de adrenalină, mașini puternice și viteză maximă. Pregătiți-vă pentru un weekend memorabil, plin de emoții și senzații tari. Se mai domolesc, iar temperaturile cresc ușor în următoarele ore. La noapte cerul va fi predominant noros. Temperaturile minime vor fi de 13-14 grade. Vântul va bate cu 8 km pe oră dinspre sud-sud-est, iar șansele să plouă vor fi de 30%. Pentru ziua de mâine se anunță cer mai mult însorit. Maximele termice vor ajunge până la 26-27 de grade Celsius. Vântul va bate dinspre sud-sud-est, iar șansele de precipitații vor fi de 30%.